însă înțelegerea picată ardelenii preferând un joc de pregătire cu șahtiorul Mircea Lucescu. Astfel, galben nu vor juca niciun amical, dar au programat mâine un joc școală. În etapa a treia, echipa Sădmăreană se va deplasa la Câmpina pentru meciul cu Fortuna, echipa la care evoluează un Sădmărean și fost component al lotului Olimpia, e vorba de mijlocașul stânga Ervin Jiga. Asta a disputat un singur meci al stagiunii a doua, e vorba de partida dintre Poli Timișoara și unii Lungeni. Bănățenii s-au impus cu 1-0 la și au maxim de puncte după două etape jucate în Liga a doua Serie A. După o etapă, gruparea sădmeneană ocupa penultimul loc în clasamentul seria a doua. Pentru suporterii și iubitorii fotbalului din statul mare, menționăm că primul meci de pe teren propriu al Olimpiei e programat pe 20 septembrie în compania celor de la Șoimi Pâncota, echipă nouă promovată. Asta a jucat în etapa a doua politimișoana Unirea Târlungeni 1-0. Mâine se joacă partidele Râmnicu-Vâlcea cu CSM Ioveni, Metalul Reșița-Șoimi Pâncota, Fece Bihor, Fortuna Câmpina și Fece Olt cu Fece Caransebeș.